Salutare prieteni, eu sunt Florent din YouTube și bine v-am găsit la cel mai așteptat video al acestei luni, poate al acestui sezon de FIFA 19 Mobile. Astăzi vă comentez echipele care sunt aproape conturate pentru finalul acestui sezon, deci este printre ultimele episoade din această serie, comentez echipele abonaților din anul acesta 2019. Și de asemenea va fi cel mai lung videoclip de comentez echipele abonaților de pe platforma aceasta YouTube. Voi comenta peste 100 de echipe pentru că am cerut să-mi trimiteți echipele și pe pagina mea de Facebook. O să aveți link în descrierea acestui video de la pagina mea de Facebook să mă urmăriți acolo ca să fiți la curent cu ce postez și să știți altă dată să dați echipele acolo prima dată pentru că acele echipe apar prima dată în acest video. După aceea o să apară echipele din grupul acesta FIFA Mobile la putere, unde au fost destul de multe echipe. Imediat intru aici ca să vă și arăt câte echipe s-au strâns. Deci s-au strâns peste 30 de comentarii, 30 de echipe, prieteni, numai la un singur grup. Intrăm și la acest al doilea grup, care va apărea a treia oară, după pagina mea de Facebook și celălalt grup dinainte. Acest grup a strâns peste 16 echipe, deci foarte ok. Hai să intrăm și pe pagina mea de Facebook, Florentin YouTube, mă căutați pe Facebook și îmi găsiți această pagină unde am creat o postare. Imediat, am creat o postare acum 2 zile în care v-am cerut echipele voastre și s-au strâns destul de multe comentarii și aici. Uitați postarea. Uitați aici postarea. Și s-au strâns peste 60 de comentarii și la această postare. Haideți să intrăm și în ultimul grup, unde sunt și ultimele echipe din acest video. Deci cei care știu că mi-au trimis fotografii cu echipele lor pe acest grup, să-și caute echipa în ultima parte a acestui video, ultimele 20 de minute, ceva de genul, unde avem aici 137 de comentarii. Oricum, am comentat echipele doar celor care mi-au răspuns la comentariu, i-am întrebat dacă sunt abonați la canalul meu și ei au răspuns. Cei care nu au răspuns, nu le-am comentat echipa pentru că nu sunt abonați, înseamnă că dacă nu au răspuns. Și haideți să începem cu primele echipe, deci revin imediat cu prima echipă. Prima echipă este o echipă de 120 overall, arată foarte bine această echipă. Astăzi voi da note de la 1 la 10, data trecută, în episoade trecute, dăm note de la 1 la 11, dar acum dăm note de la 1 la 10 ca la școală. Oblak foarte bun în poartă, Skriniar, wow, ce bună apărarea, Skriniar, Cannavaro și Matip, excepțional, Zielinski, Casemiro, Fernandinho, Okocha și Kazri, și mijlocașii sunt foarte buni. Luis Suarez și Piatek, atacanți excepționali, nota 10 din 10, felicitări. Trecem la următoarea echipă, o echipă de 118 overall, arată bine și această echipă, Robertson în apărare. Cine este acest băiat? Vezi? Este un jucător de la RetroStar, da, nu știu să-i pronunț numele, îl lăsăm așa. Nu am auzit de el, poate o fi bun, poate nu. Jimenez în apărare cu João Cancelo. Arată bine apărarea. N-am auzit de acel băiat de la RetroStar. Și pentru asta o să scădem jumătate de punctaj. Deci De Bruyne, Gullit bun și mijlocașii. Da, este bun și atacul. Sancho. Sancho, cine este acesta? Linker, cred. Lineker, Ben Yedder și încă un băiat de la Sahara. Lloris în poartă, da, este nota 9 din 10. Sunt niște jucători pe care eu nu-i cunosc cum sunt în gameplay. În rest, echipa este foarte bună. Apărarea și portarul sunt buni. Hai să trecem la următoarea echipă. 112 overall. O echipă axată pe skillboost-uri legendare, din câte se vede. Parcă și prima echipă a fost pe skill-uri legendare și a doua a fost pe skillboost-uri epice, probabil. Deci, haideți să o comentăm și pe aceasta. Laporte, Sanchez, Duffy. Duffy acela nu mai este cum a fost odată, dar e bună apărarea.
Poartă Mandy foarte bun. Chiar este bun în gameplay. L-am întâlnit și chiar blochează multe faze. Son, Wanyama, Casemiro, Dembele, Kazri, Piatek, Bakambu. Genial mijlocul și atacul. Nota 10 din 10, clar. 112 overall, bravo. O echipă de 120 overall. O spina în poartă, cam slăbuț pentru că are 1,83 m, dacă știu eu bine. Apărătorul acesta de la Team of the Season, Alder Violet parcă, nu este cine știe ce. Ferdinand, Piqué sunt buni. Și mijlocașii sunt destul de buni. Văd că această echipă este axată pe skill-uri comune. Veron, Almiron, Modric, Salvio. Acest băiat, cine o fi el? Bamba. Da? Bamba. Mbappé și Crespo foarte buni în atac. Zicem nota 9 din 10. Portarul acela nu prea-mi place. Și Salvio. Da. Și nici CB-ul Alderweireld. Deci nota 9 din 10. În rest, echipa era ok. 110 overall acum. O echipă bună. La prima vedere, parcă-i Donnarumma în poartă. Haideți să mărim puțin. Da, Donnarumma. Martinez, Gabi Jesus. Foarte bun atacul. Zielinski, Casemiro, Kazri, Wanyama, Mahrez, Skriniar, Otamendi, Sanchez. Wow, 10 din 10, clar. Deci foarte bună echipa. Da, haideți că... Și continuăm cu o echipă de 102 overall. O echipă bună, la prima vedere. Nu are o claritate excepțională. Haideți să vedem. Mendy în poartă, Robertson, Matip, Duffy, Dani Alves, Casemiro, Kazri, Wanyama, Suarez, Salah și... Kalou. Kalou parcă nu este pe poziția asta. Oricum, echipa este bună. 9 din 10. Nota 9 din 10. Haideți să trecem la următoarea echipă, care este o echipă de 109 overall. Arată bine. Chiar arată mai bine decât... Claritatea ei este foarte bună la această poză. Ospina. Am mai spus despre el. Matip, Laporte, Otamendi, bun. Mijloc, bună apărarea, mă scuzați. Iwobi, Wanyama, Kondogbia, Fernandinho, Mahrez. Foarte bun mijlocul. Și atenție, joacă un băiat cu central forward. Nu prea am văzut asemenea oameni care să joace cu central forward. Dar este bun Firmino acolo, cu Gabi Jesus. Da, nota 9 din 10. Acum trecem la o echipă de 97. E nașpa să ai 97 aproape când se termină sezonul. Dar hai să o comentăm și pe aceasta. Viviano, Felipe Luiz, Otamendi, Jimenez, Dani Alves, Wanyama, Kazri, Vecino, Sanchez, Firmino și Richarlison. Da, eu cred că acest băiat s-a apucat de FIFA la Sahara sau la Amazon, pentru că văd că are aproape full din aceste eventuri. Nota este 8 din 10. Deci trecem la următoarea echipă, 106. Benitez este bun. Am auzit că e foarte bun. Da, și apărarea este bună. Hai să zicem direct nota, să nu mai iau fiecare jucător în parte, pentru că se pierde mult timp. Nota 9 din 10 și îți explic și de ce. Schimbă-l pe acest apărător stânga și schimbă și mijlocașul central care este pe partea stângă. Da, în rest este echipă bună. Următoarea echipă arată destul de fain. Îmi place mijlocașul stânga, Douglas Costa. Destul de fain arată cartonașul. Și echipa e bună. Lopez în poartă, nu prea. Mai bine îl puneai pe Tătărușanu, că tocmai s-a transferat la Lyon. Și cred că e mai bun decât Lopez. Mendy, Otamendi, Duffy.
Da, nu prea-mi place apărătorul dreapta, Mahrez, Casemiro, Nainggolan. Dar este bun atacul, nota 8.50 din 10. Era și over 100 parcă. Aici arată destul de bine apărarea, foarte bună. Mijlocul excepțional, respect pentru acel Ronaldinho. Atacant cu Plea și Piatek foarte bine și portar bun, nota 10. Nota 10 și aici, îmi place. Ești pe skill boost-uri comune. Îl ai pe Donnarumma în poartă, apărare decentă, mijloc și atac excepțional. Deci Sanchez ăla Sancho face tot atacul, clar. E cel mai bun jucător. Poza asta nu prea se vede clar, dar chiar și dacă nu se vede clar, wow, ce echipă este aici. E o echipă excepțională, zici că e echipa lui Totu Mobil, dar nu este chiar a lui. Mendy în poartă, Acerbi, Cannavaro, Skriniar în apărare excepțional, Son Fernandinho, Wanyama, un băiat care strică echipa, nici nu știu cum îl cheamă pentru că nu se vede clar poza, Kazri. Și atacul este bun. Hai să zicem 9.50 din 10. Ai overall mare pentru că ești pe skill boost-uri legendare și văd că ai 21 la skill boost-uri. Deci se explică overall-ul mare. Jucătorii nu sunt chiar bombă. Echipa asta e bună. Oh, e foarte bună. 10 direct. N-am cuvinte. Wow, ce echipă. Deci Van Basten, Bakambu, Okocha, Ronaldinho, Casemiro, Fernandinho, Son, Mendy, Sanchez, Matip, Otamendi. Wow, 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 ce echipă. 10 cu felicitări. La această echipă n-am ce să-i reproșez, o echipă excepțională. 10. Ospina schimbă-l. Mulți jucători de la Amazon. Nota 9. Încearcă să schimbi Kondogbia. El este de la Sahara. Încearcă să schimbi Vecino. Portarul. Da, nota 9. O echipă bună. O echipă din Italia, bazată pe serie A. Îmi place Ronaldinho, nota 10. Echipa pe skill-uri legendare. Am mai văzut o echipă asemănătoare, deci nu am ce să mai comentez la ea. Este nota 10, clar. O echipă de 103. Messi, mai fascinat cu el. Văd că l-ai și pe Socrates, dar nu știu ce caută CM, pentru că el este CAM. Nota 9. Pentru că nu sunt chiar toți jucătorii foarte, foarte buni. Deci hai să trecem la următoarea echipă. 103 overall. Donnarumma în poartă, bun. Radu în apărare, wow. Este bun și el, dar sunt mulți jucători mai buni ca el. Dar asta e nota 8. Ai mulți jucători de la, tot așa, de la Sahara, de la Amazon. Ai și pe acest băiat de la League Hero și de aceea nota 9. Următoarea 102 overall are această echipă. Este destul de... Îi dăm nota 9 și acestui băiat. Are din nou foarte mulți jucători de la Amazon. Trecem la următoarea echipă. Deja mai am vreo 50 de echipe, deci de aceea trec mai repede peste ele. Skill boost-uri comune din nou. Îmi place. Nota 9.50. Îmi place portarul, este animat. 125 overall, wow. Mertens, Trezeguet, Sancho, Veron, Modric, Almiron. Din nou skill-ul comune, da, îmi place mult echipa. 10. Nota 7. Da, nota 7, ai auzit bine. Ai mulți elit în această echipă și mulți jucători slabi. Atacantul dreapta,
slab. Portarul, slab că nu l-ai crescut. Varan, slab, tot așa, e elit. Trebuie să ai jucător de 100 în apărare dacă vrei să trăiești acum în FIFA 19 Mobile. Mijlocașul stânga, slab. Da, mult. E echipa slabă. Nota 7. Îmi pare rău. Nota 5. Overall ăsta e groaznic. 96 overall. Ai full tu Borussia Dortmund, dar ai nota 5. Nu am ce să zic să schimb. Schimbă toată echipa. 106 overall. Din nou o echipă aproape full Sahara și Amazon. Hai să zicem nota 8.50. 10 din start. Okocha, Casemiro, Salah. Da, sunt buni jucătorii, 10. Nota 10, fără discuții nota 10. Wow, Zaha, Van Basten, Ronaldo, Salah, Robertson, Matip, Van Dijk, Skriniar, Mendy, Wijnaldum și Bernardo Silva, 10 fără discuții, cu felicitări. O echipă foarte bună, Zanetti, Otamendi, Matip, Robertson, Zielinski, Casemiro, dar e bună echipa, 10. Trebuie să-l schimb doar pe Dani Alves. În rest, oricum, e echipa bună. 9.50 spre 10, deci e bună echipa. Aici aș da nota 9. Nu prea e nici crescută apărarea, e la 97 jucătorii. Da, nota 9. 10. Fără discuții. E o echipă excepțională. Mendy, Robertson, Matip, Skriniar, Zanetti. N-am cuvinte, 10. 10. O echipă foarte bună. Foarte, foarte bună. Apărare la 100. Aproape toți jucătorii la 100. Să-l schimb pe Vecino ăla și pe Kondogbia. În rest, toată echipa este bombă. Skill boost-urile sunt foarte mici, dar echipa e bombă, 10. Și vine și echipa pe care ați văzut-o cu toții pe thumbnail-ul acestui video. 130 overall, băieți. Este echipa lui Ionuț Dogaru. Dacă vreți să-l căutați pe Facebook, nu știu dacă îl cheamă Dogaru, dar știu că îl cheamă Ionuț. Băiatul din liga mea, cel mai bun jucător de FIFA Mobile, care nu a băgat niciun leu în acest joc. Adică asta știu eu, poate o fi băgat. Este secretul lui. Dar echipa, uitați-vă și voi că este bombă. Mendy, Higuain, Quagliarella, Okocha, Casemiro, Cazri, Wanyama, Son, Piqué, Koulibaly și Matip. 10 cu felicitări. E cea mai bună echipă a acestui video. Și această echipă e bună. 10. Ai claritatea slabă la poze, de-aia îți dau 9.50, dai 10 nota, stai liniștit. Da, 103 acum, overall. 7. Da, nota 7. Schimbă toți mijlocașii, în afară de Mane. Schimbă-l pe Manolas. Schimbă și apărarea. 7. Poza asta a fost făcută intenționat ca să nu văd eu strikerul acesta, ia să vedem noi, să mărim. E Benzema. Dar uitați cât de strălucitoare e acel cartonaș. 10, 10 și pentru poză, 10 și pentru echipă, 117 overall, bună echipă. Skill boost-uri legendare din nou. 114. 10. E bună echipa și aceasta. Am mai văzut jucătorii și de aceea nu mai stau să-i comentez pe fiecare. 8. Nota 8 această echipă. Nu-mi place apărătorul stânga, am mai spus. Acum am găsit un nou mijlocaș de la Amazon care nu-mi place. Viviano e foarte slab acum în gameplay, numai aici a fost nici el. Da, 8 nota.
10. Deci 10. O echipă bună. De aceea zic direct nota. Nu mai stăm la discuții. 10 și această echipă. Cred că e aceeași echipă. Incredibil, e aceeași echipă. Am salvat-o de 2 ori. Sau a trimis omul de 2 ori. Parcă am mai văzut echipa asta. 8 nota. Nota 10 la această echipă foarte bună. 128 overall. Wow, wow, wow. Ce să zic? 10. Tot nota 10. Jucători buni. Văd că l-ai pe Bootland de la RetroStar. Bună alegere. E bună și această echipă, dar are niște jucători elite. Din câte am văzut, are un jucător elite. Dar nota 9. Dar e echipa bună. L-are și pe Szczesnik. Deci 2 jucători elite. Deci nota 9, da. E bună echipa, dar câteva schimbări pe acolo. Nota 9. Schimbă apărătorul dreapta, schimbă-l pe mijlocașul de deasupra apărătorului dreapta. Nota 9. Nota 10. Echipa este foarte bună. Nota 10, din nou. 2, Prime Icon, Douglas Costa, Plea. Echipă bună, apărare decent, excepțională, ce decent. Aici e foarte bună apărarea. Crește-l pe Skriniar și pe Otamendi. În rest, apărarea este bombă. Și acel Mendy, dacă l-ai crește la 100, ai face o echipă excepțională. Ai 117 cu jucători care nu sunt la 100, deci meriți nota 10. Nota este 9.50. Pentru că trebuie să faci niște schimbări pe aici. Le vei găsi tu, dar nota e 9.50. Cred că Gabi Jesus nu prea are ce căuta acolo. Este mai bun Martinez de la Amazon, părerea mea. Nota 10. Foarte bună echipa, skill boost-uri legendare. Din nou o echipă cu skill boost-uri legendare. Văd că mulți jucători și-au făcut acum echipe cu skill boost-uri legendare. Nota 10. Da. Ai și scris acolo, trebuie niște schimbări. Trebuie, chiar trebuie. Nota 7. Toată echipa. Nu chiar toată, dar schimbă apărătorul dreapta, apărătorul stânga, apărătorul central, lasă-l doar acolo pe Ferdinand. Mijlocaș și lasă-l doar pe Casemiro, multe schimbări. Van der Star în poartă, bun. 10. Nota 10. Nota 10, foarte bună echipa. Respect pentru Varan, care costă vreo 40 de milioane. Nota 9. Schimbă-l pe mijlocașul stânga și CDM-ul din partea stângă. În rest, echipa e bună. Nota 7. Din nou, mulți jucători Amazon și Sahara. Nota 10. Nu, nota 9. Schimbă-l pe Bakayoko și pe băiatul din dreapta lui. În rest, echipa era bună. Din nou băiatul acela din dreapta lui Wanyama, ca și la echipa precedentă. N-am auzit de el, o fi bun, dar eu îi dau nota 9.50 din cauza acelui băiat. 10. 10 și la această echipă. N-am ce să-i reproșez, echipa e bună. 122 overall, wow. Respect pentru apărare, pentru atac.
mijlocașul, nu știu ce caută băiatul ăla din nou. O fi bun la viteză, poate de-aia l-a luat lumea și l-a șut pe poziția de mijlocaș dreaptă. Poate de asta, eu îți dau 10 ție, pentru că ai echipa mai bună decât cei dinainte ta. Nota 9, Condogbia strică și Ospina. Apărătorul dreapta strigă echipa, 9-50. Boli ăsta, apărător central, strigă echipa, nota logic, 9-50. Nota 9. Știți voi de ce? Mijlocașul dreapta. Nu-mi place mie de el. Și apărătorul dreapta. Oh, și-a antrenat echipele, băieți. Incredibil, a antrenat echipele. Uitați că am reușit să comentez 100 de echipe, cred. În aproximativ 30 ceva de minute. Deci nu a fost chiar așa un video maraton. Au fost echipe bune. Au fost echipe foarte bune, au fost și echipe slabe. Eu sper că v-a plăcut acest video. De la ora 5 o să vedeți această premieră. Poate acum când s-a terminat acest video este ora 5 și jumătate. Un video care sigur o să vă placă. Și dacă strângem peste 100 de like-uri la acest video, voi mai face și un ultim episod din această serie Comentez echipele abonaților, care va ajunge la episodul cu numărul 7. Și vom vedea noi ce facem atunci. Poate ultimele retușuri ale voastre la echipele voastre. Repetăm cuvântul voastre. Haideți să punem noi echipa de 130, să o găsim. Ca să avem o priveliște mai frumoasă. Cred că toată lumea o să aibă pe atunci 120, 130, 140, când voi mai comenta eu echipele, dar haideți să strângem 100 de like-uri la acest video. Și dacă strângem 100 de like-uri până duminică, duminică fac top 50 pecuri ale abonaților. Dacă vreți să fac top 50 pecuri ale abonaților, scrieți-mi la comentarii. Mâine voi posta un video cu mega giveaway pe canal, 106 overall, un cont de 106 overall, o să-l dau la giveaway. Și după aceea voi face și un team upgrade, deci s-ar putea vineri să vedeți un team upgrade mai micuț. Nu o să vă spun acum detalii, o să le aflați doar dacă mă urmăriți pe Facebook, pe pagina mea de Facebook, o să postez acolo team upgrade-ul și câteva detalii despre acel timp am grăit de vinerea aceasta. Sâmbătă, ca de obicei, v-am obișnuit cu un episod din Squad Builder, Building, să zicem așa, unde voi construi această săptămână o echipă foarte iubită de către voi. O să vedeți ce echipă va fi atunci. Sau poate vinerea aceasta voi pune altceva, oricum. Aș vrea să pun și full pentru evenimentul Amazon, pentru că am niște jucători care nu prea am ce face cu ei și ar trebui să fac full cu acea echipă, să jucăm un match, să vă arăt cum joc eu un match contra unei echipe de la acest eveniment Retro Star, să zicem de la 04 în primare. Mă scuzați, de la 04 în prima repriză, am rămas și fără voce dacă tot am comentat atâtea echipe. De la 04 în prima repriză o să încerc să câștig meciul cu 5-4 și o să vă arăt și vouă cum joc eu într-un astfel de meci și cum reușesc să-l câștig nu cu 5-4, nu cu 6-4, cu vreo 7-4. Pentru că Sancho face toată echipa. V-am spus, dacă vreți un right winger foarte bun, vi-l recomand pe Sancho. Dacă vreți un mijlocaș central foarte bun, vi-l recomand pe
Dani Ceballos, deci recuperează băiatul ăla mingile la mine în echipă, de nici nu știu adversarii ce i-a lovit. Și cei mai buni apărători, după părerea mea, sunt Matip, Van Dijk și Robertson. Toți de la Liverpool, pentru că Liverpool a avut o echipă foarte bună în acest sezon. Și dacă vreți să aveți o echipă bună, aceștia sunt jucătorii cei mai buni. În poartă sunt mulți portari buni, dar nu contează portarul cât contează apărarea, după părerea mea. Și cam asta am avut eu de spus în fața voastră astăzi. Dacă v-a plăcut, v-am spus și puțin mai devreme, dați like, să facem 100 de like-uri la acest video. Și cât de curând, duminică sau luni, va apărea top 50 pachete ale abonaților, pentru că vă spuneam programul meu, mâine mare giveaway pe canal, vineri, o să facem team upgrade-ul acela despre care v-am vorbit. Nu vă spun detalii, v-am spus că o să vă anunț pe pagina mea de Facebook, trebuie să mă urmăriți acolo, primul link în descrierea acestui video este către pagina mea de Facebook. Și sâmbătă full squad la o echipă pe care o să anunț tot pe Facebook. Și duminică, episodul 3 din Road to Be a Legend, Puskás a ajuns la 84 overall din câte mi-amintesc eu. Poate îl vom duce la 90 cu acest episod al treilea și după aceea va mai rămâne decât un singur episod. Pentru că din câte am înțeles apare Gheorghe Hagi și vom continua această serie Road to Be a Legend cu Gheorghe Hagi. Cred că apare în această seară sau săptămâna viitoare noi legende în store. O să vă anunț pe comunitate dacă apare în această seară. Sigur îl voi cumpăra pe Gheorghe Hagi chiar dacă nu îmi pică de la acel pack. Și cam asta am avut eu de zis. Până data viitoare, toate cele bune. Bye bye, prieteni.